Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și încerc din nou să filmez seara. Am încercat să lucrez astăzi ziua, însă, cum știți, aici au fost sărbătorile de Paște, am avut oaspeți și am fost întreruptă în timp ce lucram tutorialul și de aceea am fost nevoită să reiau acest tutorial în seara aceasta. În seara aceasta vom lucra acest ou puișor. Lucrarea nu mi-aparține. Eu am tradus acest tutorial dintr-o altă limbă, din rusă. Tutorialul este foarte simplu. Lucrarea este foarte ușoară. Mă adresez doamnelor începătoare în speranța că totul se va vedea bine și că veți putea lucra după mine acest frumos puișor. Eu, acesta care vi-l prezint aici, l-am lucrat cu firul Bravo, l-am lucrat în culoarea galbenă. Însă în seara aceasta voi folosi firul cristal de culoare roz și culoare portocalie. Pentru a continua cu prezentarea materialelor, vom avea nevoie de un fir negru, eu am folosit firul de macrame, vom avea nevoie de acul cu gaură foarte mare, acul pentru lână, vom avea nevoie de câteva ace de siguranță, ace cu gămălie, vom avea nevoie de melană, și apoi vom avea nevoie de ochișori. Aici va fi la alegerea dumneavoastră. Eu am aici o varietate de ochișori. Voi folosi cei adaptați în funcție de mărimea lucrării. Ochișorii mei sunt fără șurubul de siguranță. Însă eu vă recomand foarte mult, dacă doriți să faceți cadou unui copil, să folosiți fie ochișorii cu șurub de siguranță, fie mărgeluțe negre. Apoi vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece, ca în toate lucrările noastre. Cine dorește să pună pămblicuță, este la alegerea sa. Dacă dorește se pună un pic de culoare, puteți alege. Eu la cele am pus culoarea albă, aici am culoarea roșie, pămblicuța mea are 1,5 cm de lățime. Vom vedea la sfârșitul lucrării ceea ce vom folosi. Apoi, lucru cel mai important, croșetul. Vom lucra cu croșetul numărul 2. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep să lucrăm, pentru că vom avea un pic de lucru și vom începe cu puișorul propriu-zis. Vom lucra în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Eu sper foarte mult să nu fie umbre. Am aprins aici foarte multe veioze, în această săptămână mi va ajunge din nou un instrument care mă va ajuta să fac tutorialele mult mai luminoase și mult mai corecte. Deci avem 3, 4, 5 și al 6-lea picioruș scurt. Acum vom închide cercul magic cu fir alunecat. Eu lucrez foarte strâns, știți că întotdeauna la începutul lucrărilor am această problemă când intru să închei rândul. Acum ceea ce vom face va fi să înmulțim.
În corespondența fiecărui ochi din, pe care l-am lucrat deja, vom lucra două piciorușe scurte. Deci la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 4, 6, 8, 10 și ultimele două, 12 piciorușe scurte. Acum vom avea nevoie de firul despărțitor pe care îl vom aplica aici. Dumneavoastră puteți să puneți și un ac de siguranță la grafă și vom continua. Rândul următor, vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire și am obținut un număr de 18 piciorușe scurte, vom continua lucrând. Două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Astfel că la capătul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am obținut cele 24 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând. 3 piciorușe scurte, iar în al patrulea vom înmulți. Astfel că la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. 3, o nouă mulțire, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am obținut cele 30 de piciorușe scurte. Acum, rândul următor, acesta este rândul numărul 6, vom lucra în corespondența fiecărui picioruș un picioruș scurt. Deci vom repeta cele 30 de piciorușe scurte. Vom lucra întreg rândul, așa cum se găsește, fără mulțiri. Iar la capătul rândului, așa cum spuneam, ne întâlnim din nou cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2, 3, iar în al cincelea vom face o mulțire, astfel că la capătul acestui rând vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Deci repet din nou. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, iar aici, în al cincelea picioruș,
Vom lucra două piciorușe, deci vom înmulți. Ne vom întâlni la capătul rândului cu un număr de 36 piciorușe scurte. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Rândul următor, rândul numărul 8, vom lucra aceste 36 piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci nu vom înmulți, vom lucra normal. Ne întâlnim la capătul rândului cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Am încheiat rândul de 36 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând. 5 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 Iar în cel de-al șaselea vom înmulți și continuând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat acest rând de 42 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 6 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1 2 3 4 5 6 În cel de-al șaptelea vom înmulți și lucrând astfel pe întreg parcursul acestui rând, vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o mulțire și am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte, vom lucra 9 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Deci 9 rânduri de jur împrejur de 48 piciorușe scurte. Nu trebuie să uitați, vă puneți semnul, vă faceți semn și pe caietul unde scrieți tutorialul, să nu greșim rândurile. Deci noi ne vom întâlni după aceste 9 rânduri. Am ajuns la capătul celor 9 rânduri. Aceasta este ceea ce am obținut până acum. De acum vom începe să scădem și vom lucra în felul următor. 6 piciorușe scurte. 1 2 3 5 6 După care vom face o scădere. Deja ați învățat cum facem scăderea. Intrăm în partea din față a ochiului. Intrăm în următorul ochi, tot partea din față o luăm. Vom trage firul prin amândouă ochiurile și închidem. Deci în felul acesta vom lucra tot rândul, iar la capătul rândului ne vom întâlni din nou cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Deci nu uitați, 6 piciorușe scurte, 4, 5, cel de-al șaselea și o scădere. În felul acesta obținem un număr de 42 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând.
După ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut un număr de 42 piciorușe scurte, următorul rând vom lucra 42 de piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare ochi așa cum se găsește. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând cu 42 de piciorușe scurte. Am încheiat și acest rând de 42 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 5 piciorușe scurte. Iar acum vom lucra din nou o scădere. Lucrând în acest fel, 5 piciorușe scurte urmate de o scădere, la capătul rândului vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte, așa cum vă spuneam. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut un număr de 36 piciorușe scurte, acum vom lucra un rând de 36 de piciorușe scurte. Deci fiecare ochi așa cum se găsește. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Următorul rând vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, cel de-al patrulea, iar acum vom lucra o scădere. Lucrând în acest fel, până la capătul rândului, 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. 2 3 4 O nouă scădere. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, după care vom lucra o scădere. Lucrând în acest fel, la capătul rândului, ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Mai lucrez o dată, să vedeți. 1, 2, 3, urmat de o nouă scădere. Și ne întâlnim la capătul rândului cu cele 24 de piciorușe. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 24 piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte. 1 2 Vom lucra o scădere. Iar la capătul rândului vom ajunge cu un număr de 18 piciorușe scurte. Deci 2 piciorușe scurte.
urmate de o scădere, și ne întâlnim la capătul acestui rând cu 18 piciorușe scurte. După ce am lucrat două piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut cele 18 piciorușe scurte, am umplut oul cu melană. Acum vom continua lucrând. Un picioruș scurt urmat de o scădere. Deci vom face un picioruș scurt, după care vom face o scădere, iar la capătul acestui nou rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am efectuat deja prima scădere. Acum din nou un picioruș scurt, urmat de o nouă scădere și continuăm în acest fel până la capătul rândului, unde, așa cum vă spuneam, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Țin din nou să precizez că eu aceste tutoriale de fapt doar pentru canalul meu de YouTube și pentru grupul de Facebook Tatiana Croșeta și prietenele ei. Din nou precizez că nu sunt în competiție cu nimeni. Ceea ce fac fac pentru dumneavoastră, persoanele care mă urmăriți, persoanele care v-ați înscris pe canalul de YouTube. Încerc cu fiecare zi să devin mult mai corectă în tutorialele pe care le lucrez, ca filmările să fie mult mai clare și astfel ca dumneavoastră să puteți vedea mult mai bine ceea ce eu execut. Încet, încet mă voi specializa mai mult. Vă rog să aveți un pic mai multă răbdare și încredere că lucrurile vor merge pe calea corectă, pe calea care trebuie să fie. Deci am ajuns și la capătul acestui rând, iar acum vom lucra 6 scăderi, una după cealaltă, după care vom încheia lucrarea. Eu sper foarte mult să vedeți, așa cum vă spun întotdeauna, laptopul este undeva într-o parte, nu reușesc să văd exact ce execut. Sper ca totul să fie bine. Așa cum vă spuneam, această săptămână aștept să ne ajungă o aparatură care să mă ajute mai mult în lucrările mele și atunci sper să am o vizibilitate mai mare și să ușurez în acest fel lucrul, pentru că este foarte, foarte greu de filmat cu camera davanti, în față, nu se vede bine. Acum am ajuns la capăt. Vom tăia firul și vom coase partea de jos a oului. Cu acul pentru cusut lână, cu gaura groasă,
Voi prinde fiecare picioruș care ne-a rămas aici și astfel vom închide partea de jos a oului. Să mă credeți că la fiecare tutorial sunt foarte emoționată, pentru că întotdeauna îmi fac griji foarte mari, pentru că nu știu cum va ieși lucrarea. După ce am cusut, tragem bine firul și îl vom ascunde aici undeva dedesubt. După care îl vom scurta. Și partea cea mai importantă am executat-o deja. Chiar dacă ne ia un pic de timp, eu sper că merită efortul. Acum voi scurta firul și vom continua partea următoare. Vedeți că are stabilitate oul, puișorul. Oul puișor. Așa. Acum vom continua lucrând aripile. Pentru aripi vom avea puțin de lucru. Sunt foarte simple. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Deci voi începe 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea. Vom închide cercul magic cu piciorul alunecat. Aici din nou un pic am intrat mult mai ușor de această dată. Vom pune firul despărțitor care ne este necesar și vom lucra în felul următor. Un piciorul scurt. Urmat de o mulțire. Vom continua din nou, un piciorul scurt, o nouă mulțire. Un piciorul scurt și acum vom executa ultima mulțire și astfel am ajuns la un număr de 9 piciorușe scurte. Vom continua. Lucrând un rând de 9 piciorușe scurte. Deci vom începe. 1, 2, 3, 5,
și cel de-al nouălea. Vom schimba din nou firul despărțitor și vom continua să lucrăm. Două piciorușe scurte urmate de o mulțire, iar la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Deci voi lucra 1, iar în cel de-al treilea vom înmulți, și continuând astfel până la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. 2 piciorușe scurte, 1, al doilea și ultima mulțire, și astfel am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, iar la capătul rândului vom avea un număr de 15 piciorușe scurte. Deci începem. 3 piciorușe scurte. 1. 2. Cel de-al treilea. O mulțire. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu 15 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, aici în al cincilea vom face o mulțire, iar la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 18 piciorușe scurte. Deci vom lucra normal, fără să înmulțim. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Și 18. Acum vom continua lucrând. Două piciorușe scurte urmate de o scădere. 1 2 și vom efectua o scădere. 1. Astfel că la capătul rândului ne vom întoarce din nou la un număr de 12 piciorușe scurte. 1 2 și o nouă scădere și ne întâlnim la capătul rândului cu 12 piciorușe scurte. Am terminat și acest rând, am obținut un număr de 12 piciorușe scurte, acum vom lucra 6 scăderi consecutive și vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. A rămas un pic firul aici. 5. Iar acum voi face ultima scădere. 4 firul despărțitor, vom pune aripioara în două și cu piciorușe scurte vom închide, cu piciorușa alunecat, de fapt, scuzați, vom închide aripioara. Vom fi atente să prindem aici fiecare picioruș. Oboseala începe să spună cuvântul, la mine este târziu. Și am încheiat aripioara. Eu am deja cealaltă gata, după cum vedeți, sunt perfect egale. Voi tăia firul și voi închide. Vom lăsa firul un pic mai lung pentru că va fi nevoie să coaseți. Iar acum voi face lăbuța cu firul portocaliu. Voi face un cerc magic în care pentru început voi face un număr de 7 ochiuri de lanț. Vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cel de-al 7-lea. Iar acum, începând cu cel de-al 2-lea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos cu piciorușe scurte. 1 2 3
patru. Cinci. Cel de-al șaselea. Și apoi vom intra în cercul magic și vom închide cu picioruș alunecat. Acum vom face un număr de 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 2, scuzați, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Și din nou, începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce cu piciorul scurt în jos. 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea. Vom intra în cercul magic. Vom închide cu piciorul alunecat. Din nou voi lucra un număr de 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Mă voi întoarce din nou în jos, începând cu cel de-al doilea. Voi face piciorușe scurte. 1, 2, 4. Voi intra în cercul magic, voi închide cu piciorul alunecat, voi închide cercul magic. În felul acesta, după care, în interiorul cercului, voi intra, voi face din nou fir alunecat. Scuzați că nu am reușit să prind tot firul. Acest fir nu este atât de bine filat și din cauza aceasta îmi rămâne uneori în urmă. Iar acum voi face din nou un număr de 6 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6. Mă voi întoarce în jos, începând cu cel de-al doilea ochi de lanț. Mă voi întoarce cu piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în cercul magic, voi închide cu fir alunecat, voi scurta firul și vom închide lucrarea. Aceasta este geruța, lăbuța, cum doriți să spuneți. Așa, în felul acesta am lucrat. Eu am deja pregătită pe cealaltă. Aici eu voi face un nod pentru a închide bine. Dumneavoastră puteți lăsa firul mai lung pentru a coase. Eu, așa cum fac întotdeauna în lucrările demonstrative, le voi lipi în felul acesta și vom continua
începând să ansamblăm oul puișor. În primul și în primul rând îi vom pune aripioarele. Vom vedea modul în care le vom fixa în felul acesta. Le vom opri cu ață de siguranță. Voi fixa în modul în care se pot coase apoi. Am fixat una. Acum voi fixa cea de-a doua aripioară. Voi fi atentă să fie la aceeași înălțime. Ne vom orienta după rânduri. Și din nou voi fixa cu ață de siguranță, după care voi trece să cos aripioarele. Prima aripioară eu am cosut-o deja, acum o voi coase pe cea de-a doua. De obicei eu le lipesc, însă trebuie să învăț și să le cos. Bineînțeles, în momentul în care am comenzi, le cos, nu le lipesc, pentru că toată lumea vrea ca lucrul să fie bine executat. Și de aceea, de multe ori, așa cum vă spuneam, tutorialele sunt demonstrative și din cauza aceasta aplic lipiciul lichid pentru a scurta un pic timpii. Însă, oricum, chiar dacă este târziu, nu are importanță. Cred că este mult mai nimerit să cos. Acum voi ascunde firul. Mi-a scăpat. Sper să reușesc să-l pun repede în ac din nou și să continui lucrarea fără să dureze prea mult. Voi ascunde bine firul. Eu vă rog foarte mult să scuzați orele târzii la care filmez, dar știți că și lucrez în același timp și timpul meu liber este foarte scurt, foarte limitat. De aceea uneori vă spun să aveți un pic de răbdare cu mine. Sunt și eu întotdeauna emoționată pentru lucrările pe care le fac și uneori poate fac greșeli, îmi asum răspunderea greșelilor pe care le fac. Acum vom face ciuful din vârful capului. Așa cum vă spuneam, cu firul de macrame negru, voi intra aici exact în mijloc de unde am început lucrarea și voi coase un pic așa de jur împrejur, ca și cum ar avea câteva firișoare de păr. Voi încerca să ascund firul în modul în care să nu-l pierd de tot. Așa, voi face firișoare de păr un pic mai lunguțe,
altele un pic mai scurte și voi încerca să îi dau un aspect cât mai plăcut. Să sperăm că totul ne va ieși bine. După cum vedeți, proiectul în sine nu este foarte greu, însă este nevoie de un pic de timp, este nevoie de un pic de răbdare și, după cum veți vedea, la urmă rezultatul va fi ceva frumos, spun eu. Mie mi-a plăcut foarte mult acest puișor, e foarte simpatic. Cade mereu de mână. Nu, să mă scuzați acum, însă, așa cum vă spuneam, sunt foarte obosită. La mine zilele de muncă sunt zile întregi. Cine lucrează ca badant cunoaște timpul pe care îl acordăm persoanelor pentru care lucrăm, dar îmi pare rău, aceasta este situația. În țară nu găsim de lucru și avem familii, avem probleme, trebuie să le rezolvăm pe toate. Și a munci nu este o rușine. Așa. Acum am făcut și aceste firișoare de păr. Acest fir negru îl voi lăsa deocamdată aici, nu-l voi scurta, pentru că voi aplica ochișorii. Îmi voi lua o anumită distanță ca să fie în mod egal și să încerc să aplic aceste ochișori. Așa cum v-am spus, voi pune 1, 2, 3 și al patrulea ochi aici. Așa cum v-am spus, eu voi pune ochișorii cumpărați. Nu i-am pe cei cu șurub. Îi voi pune aceștia pentru că puișorul meu nu va fi un cadou, va fi parte de un aranjament pe care îl vom realiza în această săptămână. Nu vreau să dezvălui surpriza, dar această săptămână vă voi face câteva surprize, sper să vă placă. Acum că s-au terminat cu sărbătorile Paștelui aici, nu voi mai avea atât de mult de muncă și voi reuși să mă ocup mai mult. Așa, acum, deci aici voi fixa primul ochișor. După care îl voi fixa pe cel de-al doilea. Exact în locul unde a fost acul de siguranță. Așa. Vedeți? Încet, încet începe să prindă formă. Această ureche nu-mi place cum stă, de aceea îi voi aplica un pic de lipici lichid și îl voi atașa aici de corpul puișorului. La fel voi face și în această a doua parte. Corpul oului cu chip de puișor. Și de acum
Avea mult mai puțin de lucru, suntem pe ultimii pași cu firul negru, mă voi întoarce din nou și voi face sprâncenele, să spunem, deasupra ochișorilor. Voi încerca să fac o dunguliță care să aibă aspectul sprâncenelor. Voi coase și cea de-a doua, după care voi ascunde firul negru. Vom ascunde în modul în care să nu se vadă, după care îl vom scurta. Să sperăm că va fi pe placul dumneavoastră. Acel capăt l-am pus înăuntru. Acum voi pune din nou o bucățică de fir portocaliu cu care voi face un pic de năsuc, un pic de codiță. Scuzați un pic întârzierile. La celălalt puișor am făcut cu culoarea galben, însă nu se distinge atât de bine, de aceea vreau ca oul meu puișor să aibă un aspect cât mai plăcut. De aceea voi lăsa de la ochi 1, 2 rânduri și exact la distanța dintre ochișori voi face câteva cusături, 2-3 cusături care să pară un suc, o guriță, ceva asemănător. Deci în același punct vom intra. Acesta îl puteți executa în orice culoare. Puteți să-l faceți și galben, puteți să-l faceți alb, puteți să-l faceți culoarea care doriți. Pentru că, așa cum spuneam, este mai mult un nou în formă de puișor. Nu este propriu-zis un puișor. Așa, după ce am făcut aceste câteva cusături, voi ascunde firul, voi încerca să ies undeva fără să scot afară nelana. Deci, în felul acesta. Mă voi îndrepta către partea din spate a lucrării cu acul. Iar aici, din nou, cu oarecare atenție,
Sper să ies în punctul corect. Voi încerca să fac o mică codiță, să spunem așa. Așa, și din nou. Cred că sunt în partea corectă. Voi lăsa 1, 2, 3, 3 piciorușe. Și din nou voi face câteva cusături. Nu trebuie să încărcăm prea mult, pentru că oricum este doar un ou care imită un puișor. Este un puișor adevărat. Da? Iar acum vom ascunde firul și îl vom tăia. Cu acesta aproape am încheiat lucrarea noastră. Ultimul lucru pe care îl avem de făcut este să aplicăm piciorușele. Eu le voi lipi. Dumneavoastră, dacă doriți, le puteți coase, dar până la urmă cred că am să le cos și eu, că îmi va fi mai ușor. După cum vedeți, avem două părți mai lungi. Una dintre aceste părți o vom aplica aici. Plecând din mijloc, așa, și acum cu coacul o voi fixa. Este un pic de migală la cusut, dar merită efortul. Eu întotdeauna consider că lucrul de mână este ceva foarte, foarte apreciat și apoi nu poți să ai o bucurie mai mare și o satisfacție mai mare decât un lucru realizat de mâna ta. Acum voi pune și cea de-a doua lăbuță, cea de-a doua. Voi încerca să o pun în modul în care să fie egală cu cealaltă. Deci voi pleca din nou de aici, din mijloc, și voi fi atentă să văd. Un pic într-o parte, nu întorc un pic, așa, în felul acesta, și apoi voi coase și aceasta. Suntem pe strada corectă. Așa cum v-am spus, din nou vă repet, nu uitați că toate aceste tutoriale sunt doar pentru canalul de YouTube Tatiana Andrieș și pentru grupul de Facebook Tatiana Croșeta și prietenele ei. Cum
știți foarte bine, concurența este mare, eu nu sunt în concurență cu nimeni, însă unica cu care sunt în concurență sunt eu. Sunt eu cu mine însămi. De aceea încerc întotdeauna să vă ofer noutăți, să ofer lucruri noi, care să placă, care să fie necesare doamnelor începătoare, în mod special. Doamnele care sunteți mai avansate, vă rog să nu mă criticați foarte mult. Știți că specialitatea mea este cu totul alta, însă întotdeauna învățăm. Întotdeauna învățăm. Așa cum spuneam, această săptămână voi veni cu câteva surprize pentru dumneavoastră și cu ajutorul bunului Dumnezeu sper să reușim să ne întâlnim cât mai curând. Așa cum vă spuneam, dacă doriți, puteți aplica fondițe la puișorul nostru, la oul puișor, dacă nu îl puteți lăsa așa simplu. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat în această seară. Tutorialul va fi încărcat pe YouTube mâine dimineață. Eu sunt Tatiana Andrieș. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc zile plăcute și spor în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc din nou. La revedere!